Tragedia s-a petrecut în spatele blocului MPO din intersecția de pe Mărășești la orele prânzului. Potrivit poliției, bărbatul era bolnav de cancer și se deplasa destul de greu prin casă. S-a aruncat totuși de la etajul 7 și nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire după impactul cu betonul din fața blocului. Chiar în acel moment, o vecină de la scara alăturată trecea pe acolo pentru a merge către locul unde se bat covoarele. Eram aici. Dar nu știm o adus covoare aici și pleca. Plica după azi covor. Și-o căzut pe mine, eu asta am spus la poliție, da, dacă m-a întrebat. Nu pe tine o căzut. Alături, așa ea. Alături, dar cum? Că ziceam, Doamne, cine? Vecinii spun despre el că era un om cum se cade, dar probabil problemele de sănătate l-au împins către gestul extrem. Cunoșteați pe bătrânul care s-a aruncat de aici de la etaj? Da, așa ca vecin, sigur. Cum era? Un om cum se cade, un om foarte, foarte, știu eu cum... Educat, aș putea spune, cu bun simț, cu... Se pare că ghinionul se ține lanț în acea zonă, pentru că anul trecut o femeie care locuia chiar deasupra bărbatului s-a aruncat de la etajul 8 și a murit, iar în urmă cu câțiva ani o alta și-a pus capăt zilelor în aceeași manieră la doar două scări de bloc distanță.